Ungaria devine primul stat din Uniunea Europeană care este sancționat financiar pentru corupție sistematică. Luni seara, ambasadorii Uniunii Europene de la Bruxelles au convenit să aprobe un plan de redresare a Ungariei în valoare de 5,8 miliarde de euro, în timp ce suma de 7,5 miliarde de euro propusă pentru a fi înghețată din cauza riscurilor de corupție a fost redusă la 6,3 miliarde de euro. Dar nu înainte de a implementa 27 de măsuri de restaurare a statutului de drept. În plus, renunță la anumite vetouri. Mai multe afli de la Balázs Barabás, editor RF News. Nu a fost ceva impus de Uniunea Europeană, a fost ceva ce și-a asumat Ungaria în cursul negocierilor care s-au încheiat ieri. Se apropie sfârșitul anului și Ungaria este foarte pusă sub presiune de a primi măcar o parte din fondurile europene suspendate, pentru că altfel crește factorul văzut de investitorii străini ca Ungaria să fie o țară de risc. În plus, Ungaria contractează credite pe piețele externe și factorul de risc care crește valoarea acestor credite, care bineînțeles trebuie plătită înapoi de Ungaria, este tot mai mare. Deci este mult mai mare acum riscul pentru Ungaria să intre într-o recesiune puternică. Deci, în paranteză fie spus, toate acestea au dus la necesitatea pentru Ungaria de a ajunge cât mai repede la un compromis cu Uniunea Europeană. Deci, ce și-a asumat Ungaria? Și-a asumat să nu mai pune veto pe pachetul de ajutor pentru Ucraina